Extraordinar, avem un panou. Doamnelor și domnilor, un rând furtunos de aplauze pentru Andrei Duban. Scoate-ți ochelarii! Ai grijă, ai grijă! La lele! Ai grijă, ai grijă! Ai grijă. Vezi că e un șans! Ai, eu nu te văd! La mulți ani! La mulți ani! Păi și... Ce vă uitați cu cindla? Nebunule! Ai trecut strada? Asta este din Olanda. Omul a venit foarte frumos, a împărțit lalele fetelor în primul rând de el, ei, după care s-a dus în sală. Să aveți o primăvară frumoasă, fetelor! Doamnelor, domnișoarelor, să aveți o primăvară plină de iubire! Da! Și dumneavoastră la fel ca mine, domnul Duban, dar un pic mai rău. Auzi, Chelu? Am auzit că te-a întrebat o ziaristă cum stai cu partea amoroasă. Și tu ei fi răspuns, zice, cum să stau? Ca și cu pozele, mai mult selfie. Bravo, domnule! Aveți prima glumă din carieră. Haideți să-l aplaudăm, să ne mai certăm. Mă, copii, de ce am venit eu astăzi, într-o zi atât de frumoasă și specială, când vorbim despre doamne, despre domnișoare, despre femeile cele mai importante din viața noastră, nu-i așa? Mamele, iubitele, vecinele, amantele. Amantele. Nu vă vrea nimeni? Ai ridicat la vecine? Eu am venit să vă spun că am o soție superbă, tânără, frumoasă. Mulțumesc frumos. Nu e meritul meu. E bine, și cu toate astea, nu sunt un tip gelos. Nu. Și nu e niciun banc. Chiar nu e niciun banc, că știți că sunt un milion de bancuri despre soți geloși, despre amanți ascunși în dulap. Nu mai am. Dulap. Le-am scos. Dulapurile și patul. Și patul acolo. Dormim direct pe podea. Am bătut în cuie ușa de la debara, am dat cu vaselină pe tocurile exterioare ale ferestrelor, ca să-i alunece mâna dacă se ține în... Mă rog. Dar cine să se țină? Că n-are cine, că eu nu sunt gelos. Nu e. Soția mea e actriță și ea, după cum știți. Și joacă acum într-o piesă în care la final se sărută cu un coleg. Unul de la mare, 2 metri, 140 de chile. Mare la... Ce dacă o sărută, mă? Doar nu o să fiu gelos, mă. Mai ales că tipul e și prost. Stai să vedeți de ce nu râdeți înainte. Adevărat. De 3 luni repetă scena cu sărutul câte 8 ore pe zi și la noi în stare să-și învețe rolul. Da. Ne-am luat cățel. Nevastă mea a comandat pe net vreo 10 kg de hrană uscată pentru cățel. Păi eu nu-s gelos, dar mă întreb, de ce băiatul ăla de la firma de curierat îi aduce câte 100 de grame în fiecare zi, ba uneori și seara? Bă, așa o fi dieta. Așa o fi dieta pentru câinii ăștia, de care de mâine nu o să mai aibă stăpân, dacă nu chiar și morți. Asta vara a fost în Grecia, singură. La întoarcere am ajutat-o să despacheteze bagajele. Am găsit într-un buzunar de la un geamantan un box de 50 de prezervative. Opa! Opa! Nedesfăcut. Am luat-o în brațe. Doamne, am pupat-o. Și ea era așa de nedumerită. Ce, cum, mai era unul? Băi, când o văd când iese din casă cu fusta aia scurtă de ei, se vede fundul, mă ia cu transpirație, mă. Păi dacă se dă vreunul la ea, vreun dobitoc, vreun care să o ia cu... Ce faci, păpușe? I-am zis asta, știi ce mi-a zis? Ce, stai, mă, cu minte, mă, dacă ne-am cunoscut, nu eram tot așa, cu fusta scurtă, și ai venit la mine și m-ai întrebat, ce faci, păpușe? Și aveam prieten, zice ea, pe vremea aia. Da, iubita mea, și ai renunțat la el și ai rămas cu mine. Da, zice, l-am lăsat pentru că era un fraier. Oricând poți găsi unul mai bun. Mai tânăr, mai cu plete, mai înalt. Vă dați seama că în ziua aia a plecat la muncă în training. Da. Într-o seară eram cu ea la un restaurant. Vine ospătarul și îi aduce la nevastă mea un buchet de flori. Zice, de la un admirator. Mă uit pe în sală. Bă, unul cu barbă, un bărbos, îi făcea cu mâna. Brusc din buchet, cade un bilet. Nici nu l-am observat. Doar atât, că pe el scria, azi, la aceeași oră, în același loc?
o întreb. De la cine sunt florile și biletul? Chiar nu știu. Și mă enervează bărboșii. E, când am plecat, am trecut pe lângă bărboșii, nevastă mea, i-a zis așa, pe cel mai nervos ton, da. Când am ajuns acasă, am întrebat-o din nou. Cine era ăla, mă? Mi-a zis să moară mama dacă știu. E, la măsa, la mormântare, iar am avut un moment de gelozie. Era pe mormânt o coroană pe care scria: în veci nu te voi uita, Marcel. Mă, nu știam dacă era pentru maică sa coroana sau pentru nevastă mea. Mi-am zis, no, n-ai cum, e prea de tot, mă, o să nebunesc de atâta gelozie. Trebuie să nu mai îmi fac atâtea scenarii în cap. Deja îmi vâjâia capul. Era multă lume la mormântare, parcă toți se uitau la nevastă mea. Și chiar unul a venit la mine, a dat mâna cu mine și avea vaselină pe degete. Zice, scuze, mi-a rămas de la un pervars de fereastră. Altul m-a strâns în brațe și a vrut să mă consoleze, de era să mă rupă. Zice, nu mai exersa și tu cu ea acasă scena cu sorutul, că din cauza ei repetăm de 3 luni. Dar de la cine n-am primit condoleanțe? Da, un băiat mi-a dat o carte a lui de vizită. Dacă doriți vreodată hrană pentru câini, avem și la 150 de grame, nu doar la 100. Au venit să mai spună condoleanțe și un grup de greci. Unul s-a prezentat, Marcel. Iar ei i-a zis, ce faci, păpușe? Bă, numai pe bărbosul din restaurant nu l-am văzut. Acolo la cimitir, singurul cu barbă, era preotul, care a întrebat-o pe nevastă mea, pomana azi la aceeași oră în același loc? Și ea nervoasă a răspuns, da! Să-l primim cu maxim de aplauze pe Vlad Magicianul! Vlad! Hello. Yes. Coffee, please. Thank you. Bă, voi vede? Nimic nu prevestea ceea ce urma să se întâmple. Un om într-un fotoliu, cu o perucă care la un moment dat își arată ciorapii și de acolo s-au rupt nori. Bam! A fost un număr de pedidigitație. Prestidigitație, am încercat o glumă proastă. Pedi. Eu sunt foarte mândru de ea. Pedidigitație. Băi, ești de bun, incredibil. Incredibil.
Am văzut magie, da? Cu picioarele. Da, cu picioarele. Samba, picioarele. Nu mai înțeleg nimic. L-a scos. Băi, ești nebun. Cred în fantome. Numărul a fost senzațional. Pleacă, bă, de... Bă, e spatele lor! E spatele lor! Nu te văd de aici! A fost science fiction. Dacă ce păr mai am, s-a ridicat. Cred că cu tot ce am pățit, atunci când eram mici și nu mai puteam să mâncăm, să urmeze replica. Mănâncă tot! Sunt copii în Africa care n-au ce mânca. La ei nu te gândești? Păi mă, ce fel de exemplu e ăsta? Păi dacă o luăm pe logica asta, bine că nu mă trimiteau la cincea la muncă. Sub pretextul că copiii chinezi de la 5 ani ei lucrează. Sau, să vă dau un exemplu mai mișto, copiii columbieni la 15 ani se droghează. Oh. Și atunci, dacă eu veneam la 15 ani acasă cu droguri, începeau cu gura pe mine, că de unde le am? Bunicii noștri se leagă de noi, generațiile mai tinere, că noi nu mai știm ce la Dumnezeu, că nu mergem la biserică. Păi, în primul rând, eu nu cred că Dumnezeu stă în biserică. De exemplu, tataia îmi spunea să mă duc să pup icoanele ca să iau Duhul Sfânt. Eu icoanele le-am pupat. Dar tot ce am luat a fost COVID. Și pe lângă asta, mai are cineva idee câți microbi se află pe icoanele alea? Deci, cred că dacă le-am luat și le-am pune sub un microscop, am găsit acolo toate bolile pământului care au fost, sunt și vor fi și toate amprentele dentare de la babe. Eu n-am mai văzut în viața mea atâtea babe stând la rând ca să pupe moaștele. Ai, mă.
dar na, noi nu suntem ce trebuie. Noi nu credem în Dumnezeu, nu citim și nu ascultăm ABBA. Dar dacă am luat-o pe logica asta, atunci nici mama nu mai e ce trebuie. Păi dacă am luat-o așa, ar trebui să meargă cu capul acoperit, să creadă că pământul este plat și să asculte clavecin. Bine temperat. Lumea evoluează. Corect. Și vin să se lege de noi ăștia tineri că noi nu avem viață și că nu mergem la biserică și stăm doar pe telefoane. De exemplu, tataia îmi spunea că el învăța și își făcea temele la lumânare. De asta ați voi liniștiți, că dacă era el așa de fier pe învățătură, nu făcea 12 copii la lumânarea aia. Sau mama, care stă cu gura pe mine toată ziua, despre cât de greu îi era ei să ajungă la școală. Povestea era ceva de genul că mergea zeci de kilometri, trebuia să treacă printr-un deșert, prin viscol, să se lupte cu un balaur cu 7 capete. Și să mai pască și vacile. Să îmblânzească o haită de lup pentru a ajunge la ore, la ora 8 fix. Dar cel mai și cel mai greu îmi e mie. Păi eu și prietena mea cea mai bună pornim ca vai de capul nostru din bloc, mergem când îmi dau seama că mi-am uitat biletul de bus. Mă întorc, urc, îmi iau biletul, cobor, mai mergem câțiva metri și îmi dau seama că am uitat să încui ușa. Mă întorc iarăși, urc, încui ușa, cobor, mai merg câțiva metri, mă întreabă, ți-ai luat cheia? Mă întorc înapoi, urc, îmi iau cheia din ușă, cobor, mă uit pe ceas, bag piciorul, nu mai prinde busul. Asta se uită la mine, Doamne Maica Domnului. Asta e, luăm pe următorul și întârziem. Mergem noi către stație, busul trece pe lângă noi, așa se și duce, următorul nici măcar nu mai trece pe acolo și uite așa, într-un final apoteotic, ajungem și noi la oră, în ultimele 10 minute, la ora de dirigenție. Deci eu nu cred că balaurii și lupii au fost mai răi decât maratonul busurilor și o dirigă nervoasă. Eu nu înțeleg de ce atâta ceartă între generații. De exemplu, când vine vorba de muzică, tot că vai, că noi nu avem gusturi în muzică, că ascultăm muzică doar despre sex și despre droguri. În schimb, muzica populară, muzica populară, deci de la ea ai, chiar ai ce învăț. Muzica populară e aceeași chestie, doar că poate nu ți le spune chiar așa. Și aici citez. Când văd mândra a plecată, trei picioare am odată. Și încheie citatul. Deci foarte educativ. Sau că nu se vrea educație sexuală în școli. Păi ce credeți că ne învață acolo? Cum să facem sex? Sunt copii mai mici ca mine și știu cum se face. Nu, ne-ar învăța cum să folosim prezervativul. Și dacă oamenii ar ști să se protejeze, poate, poate că nu ne-am mai înghesuit așa în autobuze. Bravo! Te-ai emoționat! Bravo, Alexandra! Bravo! Câți ani ai, Alexandra? 17. 17, oh, doamne! De unde vii? Maramureș! Maramureș, de unde mai exact? Dacă vă zic Băsești, nu știu dacă o să Băsești, știți unde-i. Băsești, știu unde e Băsești, nu? E lângă Băsești. Acolo, da. La liceu sunt Baia Mare. Așa, a, ce-ai în traistă? Caiete. Așteptam să întrebați despre asta. Mai știți povestea cu mersul la școala mamei, că trebuia să se lupte cu lupii și cu balauri, toate animalele, da, cu balauri așa? Da, a uitat ce... Am adus din, ne-a adus ceva din expediția ei. Ah, din ne-a expediția ei? Eu vreau și din expediția ta. A, te-a cântat pe are tot legătură și cu expediția mea. Da? Ia. Așa. Oh, ok. Asta le faci tu? Asta le-ai făcut tu? Da. Străcuț. Așa merit eu motănelul ăsta, mulțumesc. Asta ce e, o maimuță? Nu, e leu, mă, tigru. E un leu? Da. Care ți se pare mai simpatic? Al meu. Nu pe tine te întrebam. Că era clar. Uite, mă. Ce a făcut, mă? Ce e ăla, mă? Asta este o vacă născută prematur, lovită intenționat. Aia e oaia neagră. Deci a dat o chestie care nu știu ce e. Lumino Nexus. Opa! Cine? Bună seara, domnilor și domnilor. Mă scuzați,
să mă odihnesc. Am venit pentru că v-ați luat rating mega, mega, mega pro și am venit să vă salvez. Sunt de pe ciolpan, după lună pe poarta dreaptă, la blocurile de 4 etaje. Deci ești un ciolpanozaur, să înțeleg. Un fel de ciolpanozaur, da, ceva de genul ăsta. Am doar darul ăsta al teleportării, al clareviziunii și al manifestării a ceea ce văd în planul astral să aduc în planul fizic. Nu-i mare inginerie. Trecem peste sinopsis, speech și scenariul, să trec direct în subiect, că nu avem foarte mult timp. Am venit să vă salvez că v-ați luat de timp prost. Bine, nu din cauza voastră, băieția de la Area 51. Eliene, ține microfonul la cantitatea bucală de pe planeta ta. E ok? Da, îmi da. Cer scuze. Mulțumesc. Direct de pe planeta Ciul. Oh my God. A apărut un domn cu probleme cu microfonul inițial. Eu pot să vorbesc și ușor și să dau punchline-uri, doar că vorbesc repede, că mă grăbesc, că vă autodistrug, adică vă distrug. Cine microfonul? Cine microfonul la aici? Gură? Gata, îl țin, am înțeles. Motivul pentru care această zi a început prost a fost... Extraterestrul din Ciolpani. Extra Ciolpanianul. Era un pic uimăcit, era un pic haosat, era un pic boem. Relaxează-te, respiră. Da. Fără emoții, că e greu tremură mâna. E greu că pe altă planetă, înțelegem, dar încearcă să te obișnuiești un pic. Eu am venit pe pământ să documentez și să văd dacă se merită într-adevăr să vă las să trăiți sau nu. Simple as that. Ești într-o acțiune de spionaj, ca să înțeleg așa. Ideea care? Cum am ajuns pe pământ? Simplu. Ați ajuns sub formă de ou sau ați venit cu o navă? Am venit cu o navă. Am venit cu o navă, m-am urcat în navă, am dat drumul la Jean-Michel Jar pe drum. Când am ajuns aproape de pământ, am adormit la volan și m-a dus frumos pe Vita în Bârdeș vis-a-vis de Rin. Am înțeles că el și-a construit el masca respectivă? Am luat-o cu 1700 de dolari. A dat 1700 de dolari pe masca aia? Românii, din ce am observat, au cel mai tare sistem de teleportare din lume. Mai dispărut naveta instant. Avem cumva o rază de soare, că omul a înghețat din punct de vedere al umorului. Da, 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 am înghețat. N-aveți sânge cald, dar păreți viu. Nu. Hai da, cum urmează. Haideți să ne înveselim un pic la lumina acestor becuri. Vă mulțumesc frumos. De ce la venirea mai umor doar ca să justifice banii eu cred, în fața gagicii lui? Nu, greșit, uite, am altă viziune. Eu cred că el face dragoste. Cu masca? Cu masca pe față. Serios, eu asta cred. Noi pe planeta noastră nu avem probleme, pentru că nu avem mâncare, ceea ce înseamnă că nu avem cerșetori. Nu avem bani, ceea ce înseamnă că nu avem politicieni. Nu avem alegeri, nu avem probleme. Nu avem parlament, nu avem taxe, nu avem... Cât de des schimbați pielea? Tocmai asta e cum ne schimbăm pielea, că suntem bine în pielea noastră. N-a avut cap și coadă. Avea un cap prea greu, de 5 kg. Ce? Masca are 5 kg de silicon. Dar cum, de ce are 5 kg? De ce are 5 kg? Cap. Și l-o poartă pe stradă, adică așa merge la prozar, să-și ia roșii cu aia pe cap? Păi mi s-ar pune gură, dacă ții o mască de 1700 de dolari, te îmbraci cu porți, trec cu soia de mască. Păi cum justifici banii? Acum nu vreau să fiu misogin, dar vedeți că pe toate planetele toți bărbații au inventat locul de muncă ca să fie departe de casă. Adică departe de femei, când femeile sunt mai puțin folositoare pe timpul zilei. N-am vrut să par misogin, mă scuzați. Mi-a dispărut umorul, nu? N-a apărut încă. Nici măcar n-a apărut. Așteptăm să se teleporteze, tinere reptilian. Poate reușesc, cine știe. L-am pierdut pe domnul Alien. Mai ai text? Nu. Ai, gata? Da. Domnul meu, o glumă se poate? O glumă? Da, o de sine stătătoare, nu o poveste, ceva așa mic, meschin, cum e planetuța noastră, micuța, așa, ce facea. Am încercat, dar se pare că nu, din păcate. Un banc, o glumă, o anecdotă, o snoavă, o poezie psihedelică. O poezie, pot să vă spun una, vă pot spune două poezii. Pentru Chelu, una, iar pentru Deli, alta. S-a cadat Eman parfumul. Ce? Încă o dată. S-a cadat Eman
parfumul dintre mit și nebunie. Sărut varuri, cos suspine, plâng în șoaptă, dorm în rime. Cine Satan a scris asta? Reușesc și mă trezesc să ating ce este firesc. M-am încurcat. Nu contează, dar e trist rău. E mai tristă ca mine poezia asta. Și acum o să dau și puțin romantic așa. Te rog. Sărutările tale pasionale îmbrățișează perfecțiunea valurilor muzicale ce ne ajută să plutim, să ne adâncim într-un extaz lipsit de orizonturi. Big up! Bravo! Asta a fost pe loc, nu? Da. Da, bine, vrei să treci la jurizare, da? Ca să nu te o mai secundă, ținem. O secundă, că vreau să plec cu Smiley de aici, că el are treabă pe Marte. Ce să faci? Ba, Smiley, cu Smiley. Smiley, cu Smiley, că el are treabă pe Marte. Are melodia cu Marte, plec pe Marte. A, cu Smiley. Da, e foarte grea comunicarea între specii, foarte, foarte grea. Ba, are, asta... are... Da. Da. Regretabil. Regretabil. Mulțumesc. Că n-am aș fi atât de radical, ca act artistic, zero. Perfect. De ce vrei tu să superi? Asta îmi și doream. De ce vrei să superi tu? Asta îmi și doream. Dure. Părere sinceră. Ce mi-e greu mie acum în timp ce comunicăm, mi-e greu să vă privesc în ochi, pentru că cumva eu știu că ochii nu sunt acolo unde mă uit eu. Tu vezi prin nas acum, nu? Oarecum, da. Dar tot acolo mă uit și e ciudat rău de tot. Voi vă uitați în ochii... Tot acolo ne uităm, da. Da, da, acum când mi-a zis Bordea, mă uit la nas. Eu mă gândeam că e un om de desubt și nu mă interesa unde are ochii. Ți era greu, te fura un pic, erau ăștia aici hipnotici, așa, da. Domnule Reptilă, este unul dintre cele mai proaste tentative de număr umoristic din 15 sezoane, pentru că 16 abia începe. Nu trebuie să te superi. Dar nu mă supăr, din specia asta. Bun, să nu mă mai țineți că avem, aveți milioane de ani lumină spre casă. 3, 2, 1! Cu promisiunea că va fi bine de tot, să-l primim cu maxim de aplauze pe David Wolf! E Superman, mă! E super om, fii atent! E Superman, ți-am zis că e Superman, uite! Wow! E m-am pus la asta întotdeauna. Bă, dacă te-ai omul. Fai în construi momentul până în No, no. Oh.
Da. Bă, dar distanță mare față de jos. Precipitat? Psihedelic, el. Foarte prost se auzea. De ce? O să fie foarte bine. Tribal, frate. Michael Jackson e. Când ani la o stâmpăr. Ce? Când ape învălburate. Minunul treaga fire. Tu plângi. Scaunul deșarte. A fost un moment complet. A fost un moment. Filmuleț, dans, poezie. Mașiniță. Costumaș. Hai de viața mea! Păi de-aia merge țara prost! De-aia merge țara prost! Haos! Și acum repaus! Haos! Mi-e secă de repaus! Am avut stand-up, am avut vodevil. Vodevil. Montaj artistico... Mutațiune. Vodevil cu brațiune. Michel Jackson. Never make mistakes. Mamă. Ia uite-l. O combinație letală. Te mai gândești la mine? O subire mea. Când vizi să-i feripă prin mângâierea ta. Când arena o astâmpăr, când zape învolburate, minută întreaga fire, tu plus să nu-ți deșarte. Când ani în fioară, prin mânghiar fierbinți, până pasul iubirii, mă alungi sau mă cuprinzi? Are, frate, are el. Ia.
Dă-o, dracu, de la valieră. Ascunde-o. Băi, să nu sparge ecranul pe scurt. Cade în groapă, uite că dacă nu cade în groapă. Nu cade, mă. Are când până. La neconjoară. Așa? Când stă aproape. E. Dacu și vechi apuri. Spre bolți în aripate. Când Deva amăcită și-a spus răul său. În darba dimineață. Te-ai vă găsit din nou. Romanticul X, X, X. Asta-i tot, frate, asta-i tot. Ce, mă, gata? Nu! Nu, cum e gata, bă? Asta-i tot. Asta e tot ce ne trebuia. Asta e tot ce ne trebuia. Romanticu! Romanticu! Ce impresie v-a făcut domnule Bordea? Ce le puteți să ne spuneți? Un e ca o abstract. Abstract, v-a absurd. Spune chiar artist complet. Artist complet, clar. Am un mesaj în primul rând pentru Lizzie, ca să înțeleagă de ce vine o nervos acasă, că există numere ca acestea. Și acum ne spui și nouă cum te cheamă pe dumneata. Romanticul X. El este un vechi concurent ai umor. L-am mai prins. A trecut, cred că și pe la X Factor, nu? Sau... Da, da, da. N-a fost difuzat. Nu, oare nu de înțeleg ce? De ce. Cum? Oare de ce? A fost prea complicat momentul, da, într-adevăr. Da. Este complicat să fii dar viitor. Complicat, e complicat. Pe cont propriu. Astăzi a trebuie fost să înțelegi. Trebuie să înțelegi. Trebuie să înțelegi un om ca Panait Istrati, care a fost contemporan cu Nicolae Iorga. Și Nicolae Iorga spunea că Panait Istrati este un haval în port, dar a fost un mare scriitor care a fost recunoscut ca poet în Franța. Că altfel n-are rost. Că altfel n-are rost. Exact. Avem acest joker pe care vreau să-l folosim. Nu. Cu încredere. Nu. Cu curaj, că toți vom juriza în stilul numărului prezentat. Da. Da. Să înceapă jurizarea. Hai. Mă duc eu primul. Știi cum se duce molia spre lumină? Fără gură, că e bătrân. Molia la maturitate n-are gură. Știi? Așa și eu. M-am dus ca un țânțar spre lumină și spre căldură. Abia așteptam. Abia așteptam. Zi! Păi zi! Păi tu zi cum a zis îngerul, cum a zis îngerul că s-a coborât pe stejar și a zis fii stejar și a fost stejar. Zi și tu! Zi! Pentru un pumn de fise. Sunt lângă tine. Mie numărul tău... Spectacolul meu. Numărul tău e ca nectarul. Colibri vine și îl suge, dar colibri nu înțelege ce face, că el nu știe că e colibri, e pasăre, insectă, ce e, nu știe, da. E săgeată, nu e săgeată, săgeată. Istrati. Numărul tău e 10, numărul tău e 100. Nu e pentru orice om să înțeleagă, nu e pentru orice ciută. Numărul tău e fantastic, numărul tău e bombastic, numărul tău iese din pământ și se face elastic. Tu ești artist, tu nu ești de aici, ești de pretutinde, de pretutinde, da. Pălăria ta. Este. Nu știe ce înseamnă creier, se întinde. Tu ești special, nu ești banal. Vezi că e bine acum. Foarte bine. Vezi că s-a ridicat frumos, trebuie să te duci să... Da, frumos. Colegul nostru a fost, dă senzația de music hall. Bă, dar tu știi că e terapeutic ce face el? O, da. Terapeutic pentru cine? Pentru mașinița roșie, ești nebun la cap. Nathan Ticu votează cu sufletul și mintea, conectează-te între ochi și folosește gura. Delia cu ochii mari, cu ochii mari, cu ochii mari. Ce e creatura? Ești cea mai frumoasă femeie din univers. Chelul, răutate sau sinceritate cu șapca lui, le judecă pe toate. Ce părere ai? Ce părere ai? Nu mă așteptam! E ceva extraordinar! Okay. El se vede că e un mare actor și dumneavoastră sunteți la fel! Bravo! Bordea! Bordea! Păi, Nathan Ticu, e rândul tău, da. Jurizare! Deci nu e greu să fii Romanticul X? E terapeutic? Nu, e foarte greu să fii Romanticul X. Băi, eu zic că e benefic, e bine să dăruiești căldură și iubire și protecție pe ființe iubite. Nu? Da. Ăla-i frate. Ăla-i. Momentul tău a fost ceva de neprivit. Momentul tău... De-aia merge țara asta prost. Momentul tău a fost un moment terpelit în noroi. Momentul tău... N-aș vrea să mai văd în viața mea așa ceva. Momentul tău m-a trezit la realitate. Vreau mai mulți bani la umor. Merit mai mult!
precum curentul artistic se îngălbenește. Tu, în fața neputinței noastre. Fii atent! Fii atent! Așa, da! Eu abia așteptam să dansez precum Michael Jackson. Felicitări! Bă, dar ce bine dansezi. Ei, mai am niște mișcări așa. Bă, dar tu... Puse deoparte. Și cânti, și asta, și la chitară, la mandolină, știi? Ți-a plăcut aia cu pălăria? Deja, Michael Jackson. Pe... Acum nu mai dau seama care mi-a plăcut mai mult, că mi-a dat și tu. Dar nu mă jurizezi pe mine, bă, mă. Bă, bă, bă. Da, da-n ticu! Poate mă mai vota și pe mine.